Tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani au dreptul să primească ajutor de la stat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. În Maramureș au fost înregistrate până acum, de către instituție, 711 dosare. Acestea trebuie completate cu diploma sau documentul care dovedește că au studii de specialitate, fie liceale, fie de licență. În județul nostru, un număr de 711 fermieri tineri care au sub 40 de ani au aplicat această schemă în anul 2024. Aceștia trebuie să aducă la APIA dovada formării sau competențelor provizionale prevăzute de legislația în vigoare până la data de 30 septembrie 2024. Puțini sunt cei care nu reușesc să facă dovada sau nu pot face din diverse cauze. Nu doar fermierii cu diplomă de studii pot beneficia de ajutorul de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ci și cei care pot dovedi că au experiență și au muncit în domeniu. De asemenea, sunt valabile și competențe practice, adică dacă în ultimii 12 ani are atestat o perioadă de cel puțin 12 luni lucrate într-un anumit domeniu, creșterea animalelor, pomicultură. Data până la care pot fi depuse actele este 30 septembrie. Lipsa documentului care arată competențele și experiența va duce, după această dată, la excluderea de la plata dosarelor.